Și discutăm pe această temă cu invitatul nostru de la această oră din platou, Lucian Romașcanu, purtător de cuvânt al Partidului Social-Democrat și totodată și senator. Bună ziua, domnule Romașcanu. Bună ziua, mulțumesc pentru invitație. Vă mulțumesc pentru prezență. Ne uităm așadar la acest ultim sondaj în privința preferințelor românilor când vine vorba despre candidatul la prezidențiale și vedem că Mircea Joană se ține puternică pe primul loc. Marcel Ciolacu este pe locul al doilea. Cum se vede acest lucru din Partidul Social Democrat? În primul rând, nu știu sau nu știu până acum cine a comandat acest sondaj. Sondaje este tot timpul pe piață. Greu de comentat. Acum, Marcel Ciolacu nu și-a depus încă vreo candidatură și nici măcar n-a anunțat care intenționa să facă acest lucru. Este destul de complicat de crezut că doar 52% din votanții PSD l-ar vota pe Mircea, pe Marcel Ciolacu și că 33% l-ar vota pe Mircea Gioană. Dar mă rog, dacă așa a ieșit din sondaje, nu, nu vreau să intru mai mult în detalii. Sunt tot felul de lucruri ciudate în acest sondaj și cel mai ciudat din toate, în afară de complimentul ca, pe care îl face lui Drulă, care probabil că este cu dublu față de cât are el în viața reală, doamna Lasconi. Adică doamna Lasconi e un primar de, de, de oraș, de provincie, care până în acest moment n-am văzut să se fi remarcat cu ceva în zona respectivă. Poate că s-a remarcat, habar n-am, dar brusc, înainte de scandalul cu fica domniei sale și cu declarațiile de, cum să spun eu, mare atașament pentru familia tradițională, n-avea ce să caute într-un sondaj național pentru candidatura la prezidențial. Pe Probabil că undeva parte, ceva se petrece până... Pe de, de, de altă parte, domnule Romaș, putem să observăm politici. că inclusiv votanții PNL l-ar alege la prezidențiale tot pe Marcel cu cei mai mulți păi, dintre asta ei. Asta e o altă interesantă. Până acum ieșea în contextul în care ar fi un candidat susținut de cele două partide din coaliție, se făceau măsurăturile cu pricina. Acum n-apare decât Marcel Ciolacu. Din partea PNL nu are niciun candidat. Firesc că dacă nu e niciun candidat din partea PNL, în contextul dat să fie lumea înspre, cum să spun eu, să-și să, să, să dorească să voteze pe Marcel Ciolacu. Dar e un sondaj pe care mi-e greu să-l să pun în context real. Poate că la comanda cui a fost făcut s-a dorit acest tip de măsurătoare. Și a ieșit ce a ieșit. Revenind tot la sondaje, ne uităm că Partidul Social Democrat se menține în ultimul sondaj sub 30%, undeva la aproximativ 28%, arăta tot un sondaj în scop la începutul săptămânii. Domnule Romașcanu, cum se vede acest lucru din partid în contextul în care înțelegem că ținta socialdemocraților este aceea de a atinge cel puțin 35%? la 100 în momentul alegerilor. Un sondaj... Iar, nu știu, cu o ce diferență să zic. mare. Noi, în acest moment, avem un lucru extrem de important de făcut prin prezența la guvernare și prin primul ministru din rândurile Partidului Social Democrat. Așa cum a spus și domnul Cioracu, nenumărate rânduri, problemele legate de guvernare sunt suficiente cât să nu îți cum să spun eu, Imaginez prea multe legate de alegerile care vor să vină. Următoarele alegeri sunt peste șapte, opt luni de zile. Problemele României sunt presante și sunt astăzi. O să vedem ce -o să se întâmple, dar din punctul meu de vedere, cred că toate măsurile pe care guvernarea de acum cu Marcel Celacu, cu prim-ministrul le-a luat, deși nu sunt foarte populare, cred că sunt suficient de bine explicate astfel încât oamenii să înțeleagă că este spre binele României. Este un moment de răscruce când și finanțele țării și modul de abordare a serviciului public și echitatea fiscală trebuie să se îndeplinească pentru o dată să ne menținem primirea fondurilor din partea Uniunii Europene și în al doilea rând să așezăm România pe un drum care să ducă la o creștere sustenabilă. Domnule Romașcanu, ne uităm puțin și la măsurile luate de executiv în ultima perioadă și am văzut această bâlbă cu limitarea cash -ului. Inițial s-a dorit într-o formă mai mare decât era până acum. Vedem că ulterior a venit Marcel Ciolacu, premierul României și a spus foarte clar că nu se mai întâmplă acest lucru, mai ales în contextul în care vedeam că și băncile veneau cu comisioane mai mari pentru clienți. De unde toate aceste bâlbe? Pentru că vorbim despre um, această țară fără cash și fără bancomate în același timp. Să nu uităm că există limitare, adică nu că venise da. actuala coaliție cu o propunere de limitare, ci venise cu o propunere de noi praguri de limitare. În acest moment există limitări la 10.000 de lei. Sigur, discuția a fost extrem de largă și profundă în societate. Mi-e greu să cred că cineva care nu are bancomat în zonă avea o problemă cu plata de 5.000 de lei, dar ce putem observa este că băncile, în loc să anunțe un program de extindere a serviciilor către zonele care ar fi fost obligate să treacă la, la plata prin bancă, fie card, fie transfer bancar, în loc să grăbească să-și deschidă sucursale acolo, s-au grăbit să crească comisioane sau să anunțe creșterea de comisioane. Eram pregătiți să venim cu o lege în această chestiune, mă bucur că au revenit asupra gândurilor inițiale, iar Marcel Ciolac, în urma discuțiilor pe care le-a avut cu întreprinderile mici și mijlocii, cu băncile, ajung la concluzia că menținerea actualelor plafoane este ok pentru a nu împiedica bunul mers al... al Dar economiei. De ce a ajuns la această concluzie atât de târziu? Pentru că am văzut acum atât socialdemocrații cât și liberalii se luptă cu această limitare a cash de, deși tot ei au fost cei care au anunțat principalul, această limitare princip, mai drastică. Principalul scop al acestor reforme pe lângă redimensionarea și eficientizarea statului și reducerea cheltuielor din zona bugetară, este reducerea evaziunii fiscale. Și sunt anunțate și sper să întâmple, să o vedem odată făcută digitalizarea ANAF-ului, să avem acel e-sigiliu, acel radar al mărfurilor, să avem e-factura implementată peste tot. Astea sunt niște direcții, dar o direcție importantă este și partea de evaziune care se întâmplă prin plățile cu cash. Și este probabil că cea mai mare, rezultatul banilor negri făcuți prin neplată de TVA, prin neplată de impozite și așa mai departe, și anume banii creați în acest fel, se transformă într-un cash care circulă nedetectat în economie. Și atunci această plafonare venită din partea Ministerului de Finanțe și a ANAF-ului avea ca scop reducerea acestui tip de evaziune. Dacă nu și-a făcut calculele cum trebuie, în urma discuțiilor cu mediul de afaceri, în special între mici și mijlocii, s-a dovedit că acele calcule făceau mai mult rău decât bine, Marcel Ciolacu a avut tăria și onestitatea de a reveni asupra măsurii.